Prieteni, salutări, bine ați venit, luați loc, urmează un full review destul de lung al lui Pixel 7 Pro. Foarte multe nuanțe, plusuri și minusuri și comparații, desigur, cum fără ele, cu iPhone. Să începem. În set nu primești nimic nou sau în plus. Hârtiile, cablul Type-C to Type-C, adaptorul OTG, acul pentru SIM și gata. La design aș da 10 din 10, respectiv încep cu plusurile. Jos pălărie la cât de bine arată partea din spate cu rama metalică care învelește camerele și le accentuează. Mai ales în culoarea albă care e la mine. Pe lângă asta, datorită modului în care sunt poziționate camerele, telefonul nu umblă pe masă când apeși pe display. Fața și spatele sunt acoperite cu Gorilla Glass Victus, care după plan se strică greu, dar mai ușor se zgârie. Eu până când nu am probleme, fiindcă îl port cu grijă. Poziționarea butoanelor e ideală. Știu că sunt persoane cărora nu le este comodă această poziționare, dar pentru mine e fix ce trebuie. Mai ales că în acest an ele au fost mutate un pic mai jos și respectiv au devenit și mai comod de apăsat. Nu le încurci niciodată, deși dacă butonul Power era reflat ca în primele modele, avea un plus la karmă. Greutatea acestuia e de 212 grame. Mi se părea prea mult chiar și pentru 6,5 și 7 inci, când am citit caracteristicile. Dar când a ajuns la mine și l-am luat în mână... Ușurel! Pes și ușurel. 214 grame, nu așteptam ca să fie cu mult mai greu. Toată greutatea e distribuită direct proporțional în carcasă, încât nu ai impresia că ți-e o lopată în mână. Asta nu e doar opinia mea, cuinul l-am dat să-l țină în mână, au accentuat că e mai ușor decât pare vizual. Să trecem la minusurile carcasei lui Pixel 7 Pro. În primul rând, mărimea dispozitivului. În cazul meu cât de cât fac față, dar totuși e cam mare. O altă nuanță din cauza căreia sunt nevoit să-l port în husă pe viitor. E foarte alunecos din cauza suprafeții aleofobice. Dacă îl țin mâna mai slab sau pe o suprafață, măcar puțin înclinată, el se duce. Încă o nuanță care nu se referă la culoarea mea, dar cei care vor avea culoarea neagră, zilnic vor fi nevoiți să-l șteargă de praf, la intersecția camerei și a capacului din spate. Dacă tot am vorbit de carcasă, da, e lucioasă, arată bine, dar se pătează ușor. Chiar îmi este interesant de ce nu au făcut rama mată ca în Pixel 7 și sticla din spate la fel mat ca la Pixel 4 XL. Era să fie o combinație ideală, fiindcă orice suprafață lucioasă se zgârie foarte ușor. Luați husă cât mai rapid după posibilitate. Vreau să vorbesc un pic și despre partea frontală. Dacă nu te orientezi după spate, îți pare că ai un Samsung Galaxy S21 sau S22 Ultra. Nu o să mă mire faptul dacă chiar e un display luat de pe Samsung-uri. De colțurile rotunjite nu mă plâng și nu înțeleg de ce mulți sunt nemulțumiți. Nu mă încurcă, arată bine, apăsări false nu sunt. Display-ul în Pixel 7 Pro e unul împărătesc, dar nu e dus până la capăt. 6,7 inci, Quad HD, 120Hz, luminozitatea maximă 1500 de niți, un display foarte bine balansat între culori naturale și saturate, cu unghiuri maxime de vizualizare. Dacă în pixelurile precedente intram în setări pentru a pune saturație maximă, cea standard îmi părea ștearsă. Păi aici nu simt necesitatea de a schimba ceva. Ceea ce vine din cutie e setat ideal. Luminozitatea medie este destulă, nemai vorbind de cea maximă, care este peste cap chiar și cu tema întunecată activată. Ziua sau suprazele de soare cât încă mai este, totul se vede bine. Aici plusurile se termină, urmează nu minusuri, ci nuanțe care necesită implicarea utilizatorului pentru o funcționare normală. Display-ul e Quad HD, cum și-am spus, dar din cutie telefonul vine cu Full HD setat din sistem. Prima zi când umblam cu el simt parcă ceva nu mi-ajunge. Iconițele de sistem nu sunt clare, scrisul la fel parcă e spălat. Intru în setări și văd Full HD. Deodată însetez Quad HD cu totul altceva. Nu cred că o să vă pot reda în video, dar observ diferența între Full HD și Quad HD pe acest display. Altă nuanță e legată de cei 120Hz. După spusele celor de la Google, acest display poate funcționa cu o frecvență de la 10 până la 120Hz. De fapt, pe moment aici am doar 60 sau 120Hz. Sau, nu între. Chiar și pe Always On Display e 60Hz, ceea ce consumă bine din baterie. Nemai vorbind de alte moduri despre care am spus în videoul precedent, cu 24, 30 sau 60Hz în dependență ce video privești. Sper că aceste bug-uri le vor fixa în următoarele update-uri. În linii generale, display-ul e foarte bun la imagine, dar ce e legat de consumul de energie necesită niște optimizări. Despre camera acestui Pixel o să încep cu minusuri, fiindcă la plusuri am de vă povestit mai multe. Speram că în acest an au scos chestia cu stabilizarea. Cum e la iPhone? Ai stabilizare și atât. Nu poți să o activezi sau să dezactivezi. Cum e la Pixel? Dacă vrei stabilizare bună, în modul video pierzi din unghiul de vizualizare. Dar dacă vrei unghi mare de vizualizare, ai o stabilizare așa, medie.
Nu-mi place așa ceva. Mai ales pe camera frontală. Intri doar tu în cadru. Pentru un unghi mai mare trebuie să ții mâna întinsă la maxim. Ne-au dat și modul cinematic ca pe iPhone. Până când e egal cu zero. Poți filma doar pe camera principală, în Full HD 30 de cadre, nici pe camera frontală nu îl poți folosi. Strict o cameră și atât. Pe lângă asta, blurul e prea accentuat și bate la ochi. Pe iPhone poți regla densitatea acestui blur, respectiv imaginea pare mai reală. Aici nu. Parcă e filmat pe un Xiaomi de $200. Acum, editând video pe calculatorul, aș spune că imaginea de pe Pixel ce legat de culori și HDR e cu mult mai reușită. Da, blur e mai bun la iPhone, dar imaginea în general e mai bună pe Pixel. Au mai apărut funcțiile de filmare în 10 bit și îmbunătățirea sunetului, care funcționează pe toate camerele, dar în Full HD 30 de cadre. Pe lângă asta, ascultați. Nu știu ce anume, dar se aude. Ori e stabilizarea, ori modulul telefoto, dar nu cred că e normal să se audă așa. Pe pixelurile precedente pare mi-s că tot se auzea. Pentru Google asta cred că e normal. Dar... sună ieftin. Încetșorul, ne calmăm, trecem la plusuri, pentru că mult negativ nu e bine. O să încep cu meniul camerei. Ca de obicei, foarte intuitiv și simplificat. Nu e încărcat cu absolut nimic. Doar strictul necesar și atât. În regim foto, pe lângă expoziția dublă, a mai apărut și balanța de alb pentru reglare rapidă în caz că softul nu face față. Camera principală, 50 de megapixeli, dar face pozele în 12.5, după tehnologia de combinare a 4 pixeli în 1. În regim de 50 de megapixeli nu vei fotografia ca pe chinezi. Pozele se primesc foarte bune, atât în 1x cât și cropul de pe 2x. Culorile, detalizarea, HDR-ul, procesarea e la un nivel de top. Seara la fel se primesc niște poze reușite, doar că o poză se poate întinde până la 5 secunde. Detalizarea e bună, culorile fix ca în real, deși uneori sunt devieri în comparație cu iPhone 13. Camera de 12 megapixeli cu unghi ultra larg m-a bucurat în acest an, unghiul chiar e larg, mai tare decât pe iPhone. Vă dau și niște exemple. Detalizarea e mai bună pe Pixel, culorile sunt mai balansate decât pe camera de bază, deși în regim nocturn, când schimb unghiul, se observă că în general camera cu unghi ultra larg e mai slăbuță. Pe lângă asta avem și regim macro, atât foto cât și video, nu e nivelul iPhone-ului cu distanța sa, dar și la cei 3 cm care le face se primește foarte bine. Camera telefoto de 48 de megapixeli cu diafragma de 3.5 care la fel face pozele în 12.5 megapixeli. Zoomul optic e de 5x care se extinde până la 30 cu ajutorul softului și imaginea încă e clară. Nu ai săpunul cel de pe Samsung-uri. Mă speria faptul că diafragma e așa închisă, 3.5, mai ales că anul trecut mulți se plângeau că la Pixel 6 Pro, când nu ai lumină destulă, modulul telefoto nu pornea și aveai un crop de pe camera principală. În Pixel 7 Pro, acesta se pornește chiar și seara când fotografiez un obiect luminat. Când fac zoom până la 4.9x, am gălăgie de pe camera principală. Cum ajung la 5x, deodată o imagine mai clară și fără gălăgie, atât în modul foto cât și video. Camera frontală la fel a fost actualizată, deși ea a fost în Pixel 6 Pro actualizată. E una wide de 10.8 megapixeli cu diafragmă cam slăbuță de 2.2. Când pornești camera ai unghi standard de 1x, dar îl poți mări până la 0.7. Pozele se primesc așa și așa, dacă sincer, ziua plus minus sunt bune, culorile, detalizarea, dar spre seară sau în încăpere cu lumină artificială e jale. Culori incorrecte, gălăgie în poze, detalizare slabă, aveam așteptări mai mari, mai ales că au actualizat și modulul. Mai detaliat vorbim în full review-ul camerei lui Pixel 7 Pro când o să-l cumpărăm cu iPhone 13 la greu. Video, Pixel 7 Pro poate filma până în 4K 60 de cadre pe toate camerele. În sfârșit, imagine foarte lină, culorile plăcute, aș spune că e nivelul iPhone-ului 2X. Mergem până la 4X și practic tot facem orez. Cum ajungem la 5X? Oba, imaginea s-a schimbat absolut total. Și arată foarte bine, prea bine arată. Dăm mai aproape, până la 20x putem face zoom-ul. E și clar că arată foarte bine, dacă să comparăm cu... Ia uite unde s-a foamnit cei și cât de bine se vede. Foarte bine se vede. Acum un exemplu în Full HD 30 de cadre cu funcția de 10 bit și îmbunătățirea vocii, alături de un video la fel filmat de pe Pixel, doar că în Full HD 60 de cadre fără aceste funcții. Sunt aici chiar la drum să înțelegeți cât de bine lucrează funcția asta. 10 bit e clar, nu prea o să înțeleagă, dar în 30 de cadre, da, 30 de cadre, dar cu accentuare vocii o să înțeleagă foarte bine. Aici chiar trec mașinile, acuș iarăși o să vină și deja vă arăt în Full HD 60 de cadre fără aceste funcții activate. Uite așa se aude la trasă cu Full HD 60 de cadre când nu se accentuează vocea și fără 10 bits. Nu cred că o să observi diferența, dar la voce trebuie să observi careva diferență.
camerele în acest an au primit un upgrade destul de bunișor, chiar și în comparație cu anii trecuți. Ne-au dat și funcții noi care își fac treaba bine, dar ce e că nu au remediat problemele din trecut ca stabilizarea și că nu ne-au dat funcțiile noi până la capăt, dezamăgește. În videourile următoare voi testa full camera, prea în total, în comparație cu iPhone 13, cum și-am spus, așa că nu uitați să te abonezi la canal. La hardware avem un procesor Tensor G2, care e făcut de Samsung. Din câte am înțeles, nu e unul pentru jocuri grele, eu nici nu-l voi utiliza în jocuri, maxim ceva casual sau simple în 3D, atât. Pixelul niciodată nu s-a poziționat ca un telefon pentru jocuri. La mine, prin meniu, găsești ceva simple pentru uciderea timpului și atât. Dacă ești un gamer înrăit, Pixelul nu e pentru tine. Welcome to Poco, Realme, Xiaomi și așa mai departe. Memoria în modelul meu e de 12 GB RAM, din care 6 GB deja sunt ocupați, nu știu cu ce, și 128 GB încorporată, care sper că îmi vor ajunge. I-am făcut și un throttling test, cum fără asta, rezultatul îl vedeți acum. Mă așteptam să fie ca în Tensor G1, unde ceva timp se menține verde, după asta e roșu, scăzut și atât. Dar aici v-aș spune că Tensor G2 se arată foarte bine. Timp de 6 minute cât l-am testat, a fost în mare parte verde, după care un pic a scăzut la roșu, după care stabil se menținea în jur de 70-80% din productivitate. Un rezultat destul de bun, mă așteptam mai rău să fie. La sigur că vă interesează dacă se încălzește. Da, mai ales când stă la încărcat un încărcător original, Google, de tocmai 18W și care încarcă într-o oră jumătate. Nu aș spune că e fierbinte sau ar crea vreun disconfort, dar nu înțeleg de ce se încălzește. Realme GT Master Edition cu ISI 65W, care se încarcă în 30 de minute, se încălzește mai puțin. Pe lângă asta, se mai poate încălzi când editezi vreun video în el pentru TikTok și cam atât. În rest, e stabil călduț. În general, când vine vorba de Pixel, nu-ți mai dai întrebări ce și cum, pentru că în ultimul timp Google nu pune atât de tare accentul pe hardware, ci pe soft. Apropo de soft, din cutie vine cu Android 13 și Pixel Launcher. Cât de uimitor n-ar suna asta. Noul Android nu diferă de generația precedentă practic deloc. Și asta e un minus, fiindcă nuanțele care erau acolo au rămas și aici. Cea mai mare e internetul mobil și Wi-Fi-ul combinate într-un buton în partea stângă de sus, pe un așa model mare. Cea mai proastă decizie ever. Pe lângă asta, funcția de Always On Display nu e numită cumva intuitiv. Display activ sau ecran activ sau Always On Display. Ci afișează mereu ora și informațiile. Au actualizat și playerul, care funcționează cu toate aplicațiile, atât video cât și muzică. Chiar de pe ecranul de blocare sau bara de stare poți vedea piesa căreia ai pus like sau să îi pui un like. Poți alege segmentul de unde să asculți muzica. Pe lângă asta, coperta piesei se întunică automat dacă ai activat modul întunecat la telefon. Ce e legat de actualizări și susținere, 3 ani vei primi actualizări majore, 3 Android-uri respectiv și 5 ani de securitate. Deși se putea mai mult, Samsung-ul de exemplu oferă 4 ani de actualizări majore și 5 ani de securitate. Cei drept, pixelurile fac parte din programa Pixel Future Drop, ceea ce înseamnă că odată cu actualizările de securitate care îți vin lunar, poți primi și careva funcții noi de sistem. Însă, funcțiile noi le primesc doar pixelurile care vor primi încă careva actualizări majore. Respectiv, dacă ai un pixel care nu mai primește actualizări majore, dar primește actualizări de securitate, Future Drop deja nu-ți mai ajută. Nu primești nimic, doar actualizare de securitate. Dar dacă ai un pixel care va primi încă careva actualizări majore, încă un Android 2, vei primi și aceste Pixel Future Drop. Funcția care Google a tot fălit-o la prezentare e îmbunătățirea pozilor. E bună doar dacă pozile nu sunt chinuite cu totul. Cum și-am spus, e o jucărie pentru 2-3 ori, după o vei folosi doar pentru a-ți impresiona părinții cu tehnologiile moderne. Când am activat pixelul prima dată, vibrarea era la un nivel de chinezii de $200-300. Foarte stranie. Am comparat-o cu Pixel 4 XL al fratelui și chiar acolo era cu mult mai bună. M-am gândit că, well, asta e. Ai vrut Pixel 7 Pro, ți-ai luat Pixel 7 Pro. După ce l-am setat, deodată mi-a venit o actualizare de vreo 70 de MB, care a schimbat situația radical. Acum vibrarea e cu mult mai bună, chiar și peste Pixel 4 Pro, aproape de nivelul iPhone-ului sau poate chiar mai bună în unele momente. Sunetul e curat și destul, dar aș spune că e 1.5 stereo. Știu că nu există așa ceva, dar nu știu cum să vă spun. Nu ai două difuzoare care se aud identic. Dacă în anii trecuți sunetul se auzea uniform, păi aici difuzorul principal de jos îl aud mai tare decât cel de sus. Senzația e stranie, dar cu timpul te deprinzi. Despre ecosistemă să nu uit. Cei care au vizionat unboxing-ul cunosc că primul l-am dispachetat acest Pixel Watch. După ce am dispachetat și telefonul, zic, dă să văd ecosistemă, cum lucrează, cum se conectează. Am aprins Bluetooth-ul acolo, nu apare nimic. Ceasul nu e conectat nicăieri.
Zic, poate cumva, intru în setări, nu vreau să conectezi, nu mi-apare nimic, nicio notificare. Pe acest Realme GT Master Edition, care la fel avea Bluetooth-ul aprins și n-are nicio idee de acest ceas, îmi vine notificare. Nu vrei să te conectezi la acest ceas? Descarcă aplicația din Play Market. Zic, nu vreau, eu aș vrea Pixel-ul totuși. Pentru a conecta noul Pixel Watch la Pixel 7 Pro, aceeași ecosistemă, a fost nevoie să intru în setări, în Bluetooth, să dau căutare dispozitive, să aștept un pic să găsească acest ceas, dau să mă conectez, mi-arată, nu vrei să descarci aplicația ceas din Play Market. Ceea ce trebuie să fie direct în dispozitiv, fără ca eu să fac careva mișcări în plus, nu. Tu trebuie să descarci aplicația din Play Market. Am descarcat aplicația. Nu aș numi asta o ecosistemă, ci pur și simplu noi vrem să vă vindem și niște ceasuri. Nu e nicio legătură ca la Apple. Dacă un chinez îl găsește mult mai repede decât dispozitivul pentru care e preconizat. Spre asta am ce să vă povestesc într-un video aparte. Un video următor urmează. Bateria în Pixel 7 Pro e de 5000 mAh. Speram că pe o zi va ajunge cu rezervă, să vedeți video trecut cât de încrezut eram. Dar cu Always On Display și cu toți acești 120 și doar 60 de Hz, seara pe la vreo 8 ajung cu vreo 20-25%, rare ori mai mult. Rezultatul nu e rău, dar nu pot să-l port cu încredere sau fără gând la priză. Dacă închid Always On Display-ul și stau în el mai puțin, atunci seara pot să ajung cu 40-45% și 3 ore 3 jumate de ecran activ. În general, poți scoate din el o zi sau 6 ore de ecran activ. Sper că pe viitor vor mai veni careva optimizări de sistem la baterie, de altfel un powerbank sau gândul la priză mai des. Wireless charging la fel are, dar trebuie să iei ceva cu acoperire de cauciuc, că de altfel alunică la bine dacă nu e în husă. Are și încărcare reversibilă de 5W, cu ajutorul căreia poți încărca o pereche de căști sau un alt telefon câteva procente. Funcție interesantă, dar nu cred că o vei folosi des. Prieteni, cam acesta a fost review-ul. Nu uitați să vă abonați la acest canal, la Instagram-ul nostru și la TikTok-ul nostru cu peste 8000 de unboxeri. Abonați! Și un video care a strâns peste 2 milioane de vizualizări. Link-ul ți-l las în descriere.